Salutare, bine ați revenit! Astăzi vorbim de Binance Mega Drop pentru BounceBit, un protocol de restake pe Bitcoin și este foarte, foarte interesant, mai ales dacă ai BNB destul de mult, dacă ai și ceva Bitcoin, dacă nu, nu-i nicio problemă cu 20-30 de dolari. Poți să te califici la mai multe task-uri pe care trebuie să le faci ca să primești o alocare și mai mare din acest airdrop. Este foarte, foarte interesant cumva cum Binance încearcă să transforme partea asta de launch pool în mega drop-uri și o să vedeți că este mai interactiv pe lângă faptul că pui locked BNB la stake. Vei putea să faci și niște task-uri ca să îmbunătățești airdrop-ul pe care o să-l primești, adică are un multiplicator. Făcând aceste task-uri, vei primi mai mult. Și vom face și împreună primul task, care presupune să depunem la BounceBit Bitcoin, valoare foarte mică, 12 dolari, 14 dolari, 0.0001, ceva de genul acesta și vă voi arăta pas cu pas cum se face. Nu e chiar ușurel, deoarece trebuie să intrăm pe telefon. De acolo se face, deocamdată pe web nu merge. Da? Acesta e primul task și este foarte important, vor mai urma și altele. De obicei aveam live vinerea, dar vine și Paștele și vă urez de pe acum sărbători fericite. M-am gândit că nu are rost, mai bine explic video acesta, cred că 4-5 zile se va uita lumea la el și va înțelege despre ce-i vorba în acest mega drop, în acest BounceBit și cum se pot face toate aceste lucruri. Nu uita să lași like înainte să începem, ajută foarte mult și hai să trecem la treabă. Bun, câteva idei despre Binance Mega Drop, ceva total nou, fresh, bine ați venit la viitorul airdrop-urilor, nici măcar nu mai este airdrop, este Mega Drop. În primul rând, cum se participă la Mega Drop, ca să știe toată lumea, ai blocare BNB pe un termen fix în Simple Earth, prin care acumulezi niște puncte, sigur cu cât blochezi BNB-ul pe un termen mai lung, cu atât este mai bine. Și avem și poza aceasta, pentru 30 de zile primești scor 100, pentru 60 de zile 110, 90 de zile 120, 120 de zile 130, deci dacă vrei să ții BNB-ul la stake pe 120 de zile și așa poate nu ai ce face cu el, vrei să-l folosești, este cel mai profitabil deoarece vei primi scorul cel mai mare. După aceea trebuie să finalizăm misiuni Web3, să participăm la misiuni în Web3 pentru a spori recompensele la airdrop, exact ce ziceam și în intro, cu cât participi mai mult la aceste misiuni, primești mai mult airdrop. Ei bine, asta înseamnă că trebuie să ai un cont pe Binance, contul să fie verificat și să-ți deschizi un portofel Web3, un wallet Web3 care se face simplu, nu costă nimic, pur și simplu îți deschide un portofel, cum e și Kepler, cum e și MetaMask pe partea asta de Web3. Dacă nu ai cont pe Binance, poți să folosești link-ul meu din descriere și așa vom beneficia amândoi de fiuri reduse. Așa câștigi recompense, primiți recompense în tokenul nou, cum este BounceBit, proporțional cu scorul pe care l-am acumulat. Și avem câteva informații și despre Megadrop. Binance Megadrop este o nouă platformă de lansare a tokenurilor care integrează perfect Binance Simple Earn și un portofel Binance Web3, reinventând experiența airdrop a utilizatorilor. O combinație bună, eu sunt pe airdrop-uri utilizator, aș zice că știu multe despre aceste airdrop-uri și acest Megadrop mi se pare interesant. Megadrop acordă utilizatorilor acces anticipat la anumite proiecte Web3 înainte ca acestea să fie listate pe Binance. Cum pot bloca BNB pentru a câștiga puncte? Puteți să vizitați produsele BNB Simple Earn și să urmați instrucțiunile pentru a pune BNB la produsele blocate. Punctajul BNB blocat va fi determinat de cantitatea de BNB, sigur cât mai mult cu atât mai bine, abonat și de durata perioada abonamentului, cât mai repede cu atât mai bine, dacă se poate de astăzi, este perfect. Abonamentele mai lungi aduc punctaje mai mari, sigur, știm aceste lucruri. Cum finalizezi misiunile Web3 și rămâneți pe video că o să facem prima misiune împreună, durează un minut, două. Vizitați pagina Megadrop și veți găsi prezentarea misiunii pe pagină cu detaliile proiectului, puteți verifica tutoriale și să începeți misiunile acolo. Și pentru pagina
Aceasta Mega Drop se găsește pe telefon în partea dreaptă la More sau putem să căutăm și la Search dacă vrem și vom avea în partea aceasta de Recommended Mega Drop la Services. Dacă scriem și la Search Mega Drop va apărea. Deci pe telefon cel mai simplu așa se găsește. Bun. Și apoi ce este portofelul Web3? Portofelul Binance Web3 e un portofel cripto cu custodie proprie, adică tu îți deții cheile private, doar că ți-l face Binance prin această aplicație, conceput pentru a oferi independență utilizatorilor în domeniul finanțelor descentralizate, DeFi, servind ca o poartă digitală pentru aplicațiile bazate pe blockchain dApps, deci cumva este o integrare bună, fiindcă veți vedea la prima misiune vom folosi portofelul Web3.0. Bun, cam asta este despre Mega Drop pe scurt, bănuiesc că s-a înțeles, dacă oricum ce nelămuriri aveți, nu ezitați să-mi lăsați comentariu. Ce mai este important, perioada Mega Drop Bounce Beat de pe 26 a 4 ora 00 până la 12:05 până la 23:59 UTC, perioada pentru blocarea produselor BNB pentru a maximiza punctajele, utilizatorii pot, pot începe să-și blocheze produse BNB înainte de 26.04, deci din nou poate ați văzut acest anunț, utilizatorii pot finaliza misiunea Web3 în perioada desemnată. Bun, misiunea 1. Misiunea 1 este aceasta, face staking cu 0.0001 BTC pentru Bounce Beat și pentru acest lucru v-am făcut un video pe telefon pe care îl voi explica imediat. Bun, și în Binance vedem că avem în stânga sus Exchange și Web3 pentru Wallet. Va trebui să intrăm pe Exchange, suntem pe Overview și să transferăm către Web3 Wallet. Țineți cont că trebuie să avem și Bitcoin și să avem și ceva BNB transferat către Web3 Wallet. Dăm pe Bitcoin prima oară, ne va pune singur adrese, trebuie să ne asigurăm că suntem pe chain-ul corect. Eu am transferat pe Bitcoin și la network am pus BNB Smart Chain cu fiurile cele mai mici. Trebuie să vă asigurați că aveți chain-ul și adresa corectă, dar aceasta se precompletează după cum vedem. Alegem cât Bitcoin să transferăm, cu 0.0001 este minim pentru Bounce Beat. Apoi confirmăm. Eu am făcut un exemplu special pentru voi, doar că trebuie să aveți și BNB. Nu uitați, în walletul Web3 trebuie să aveți și BNB. După care pe site-ul Bounce Beat dăm în dreapta sus Launch App și va trebui să dăm depozit, după cum se vede, 0.001. După care se aprobă tranzacția în Binance. Am văzut că a venit aprobarea, doar că trebuie să ai și BNB. Cam atât de ușor s-a făcut prima misiune, aici este și site-ul Bouncepin. Nu uitați că trebuie să aveți Bitcoin și BNB și în spot pe Binance și în portofelul Web3. Interesant este că eu chiar am pus $100 pe Bouncepin acum 2 luni când farmam toate airdrop-urile. Poate se întâmplă ceva și cu acei bani, i-am pus separat, dar acum am făcut, trebuie să-mi pun și eu BNB să fac misiunea pentru Binance, că nu aveam BNB când am filmat videoul către portofelul Web3, deci trebuie să avem transferat cum am transferat Bitcoin, transferăm și BNB acolo. Vedem că este backed de Binance Labs și mai multe firme importante, cum ar fi Blockchain Capital, avem și aici OKX Ventures, tot așa, și HTX Ventures pentru acest protocol de restake pentru Bitcoin. Și aici este interfața unde putem să ne conectăm cu walletul de pe telefon ca să facem prima misiune din Mega Drop. Și înainte de final să vă spun și detaliile Mega Drop-ului pentru Bounce Beat, deoarece acesta este tokenul care va fi primit, are o rezervă maximă de 2.1 miliarde de token, recompensele sub formă de tokenul la Mega Drop o să fie 8% din rezerva maximă de tokenuri, ceea ce este destul de bine a zice, un fond inițial în circulație de 19.5%. Este necesară verificare KYC ca să puteți participa. Capitalizarea maximă per utilizator 1344 de Bounce Beat,
Măcar să ajungem acolo, nu uitați dacă n-aveți cont pe Binance să folosiți linkul meu și veți găsi toate linkurile în descriere, poate nu găsiți Megadrop unde să dați pe BounceBit să depuneți acei 0001 Bitcoin, luați, intrați în descriere, adică puteți căuta și pe Google, dar să vă asigurați că nu intrați pe vreun site scam. Avem și calcularea recompenselor unde putem să vedem că avem multiplicator pentru misiuni de 1,5 și un bonus pentru misiuni de 1000 de puncte, care acestea se vor transforma desigur în airdrop. Nu uitați să citiți regulile și de pe această pagină, de exemplu, după finalizarea tuturor misiunilor desemnate, trebuie să apăsați pe butonul verificați de pe pagina proiectului Megadrop înainte de încheierea perioadei misiunilor pentru a obține cu succes bonusul și multiplicatorul. Să citiți foarte, foarte atent și regulile. Cam asta a fost pentru Binance Megadrop prima fază, deoarece cel mai probabil vor mai urma și este clar că BNB-ul este bun de ținut pe termen lung, chiar îți aduce ceva începând cu aceste Megadrop-uri, s-ar putea să aducă chiar și mai bine. Aștept părerea ta în comentarii dacă vrei să participi la Megadrop, dacă ți se pare interesant, e și un pic bătaie de cap, dar trebuie să fie, că altfel ar face toți dacă era ușor, dar cred că până la urmă o să merite. Eu te-am salutat și îți urez sărbători fericite!